Echipa oaspete s-a prezentat la aceste meciuri cu un lot ușor afectat de câteva accidentări. În ciuda acestui fapt, a prestat un joc ambițios, punând pe alocuri probleme echipei CS Minaur, aflată la ultimele meciuri de pregătire înainte de startul campionatului. Primul meci a debutat cu o ușoară dominare a băimărencelor, care în prima repriză a fost conduse o singură dată. Până la finalul meciului s-a păstrat diferența de 5-6 goluri, tabela de marcaj consemnând scorul final de 26-21. Al doilea meci a fost unul echilibrat pe toată durata sa. Băimărencele au jucat bine, chiar dacă în primele 10 minute au fost în mod constant cu un gol în urma adversarelor, reușind să prea conducerea abia în minutul 14. Cu 30 de secunde înainte de final, la scorul 28-28, Băimărencele au reușit să marcheze golul victoriei.